Guvernare de calitate proastă, furturi de miliarde din buzunarul cetățenilor, mimarea realizării reformelor și camuflarea corupției fără proporții, tergiversarea și frânarea procesului de integrare europeană. Aici, prezentăm veterani de război pentru integritate teritorială și independența Republicii Moldova. Atunci, în 1922, stând în tranșee, vărsând sânge, niciodată nu ne-am imaginat să ajungem la timpul când copiii celor decedați pe câmpul de luptă, invalizii de război, văduvile, părinții a căror feciori au căzut răpuși de gloanță, să nu aibă o sursă de existență. În același timp, gruparea mafiotă și criminală, condusă cei trei vlazi, fură miliarde și conduc țara. Poporul pe 30 noiembrie 2014 a votat pentru coaliția pro-europeană. Până la urmă însă ne-am pomenit cu Partidul Comuniștilor în coaliția monstruoasă anti-europeană, atunci când locul lor este nu la gunoi, ci în ceaunul cu smoală clocotită. Cârdășii dintre aceste trei partide, PLD-MIE, PC și PD, ne-au furat viitorul în Uniunea Europeană, ne-au defăimat țara, au dezamăgit poporul și ne-au făcut de râs în toată lumea. Cum este posibil ca tovarășa Zână Grăceanu-i, care în 2009, pe 6 aprilie, la un post de televiziune, amenință poporul că vă da comandă să fim împușcați dacă vom ieși la demonstrațiile pașnice, era astăzi dânsa dorește să stea în fruntea municipiului Chișinău? Acest plăhătniuc, care îl caută Interpolul, stă pe inerție în Chișinău și își bate joc de popor, furând mai departe miliarde! Jos mafia! 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 Deci admitem tovarășilor Dadon și Usatăi, care sunt cetățenii Republicii Moldova, să destabilizeze siguranța națională și integritatea țării, pe furiș plămădesc federalizarea Republicii, iar mâine pe mâine ne putem pomeni cu câte un bașcan în fruntea fiecare raion. De ce se tolerează plecarea lui Dodon la Moscova, cu grupul său de deputați în Duma de Stat, unde ei sunt primiți ca niște eroi, dar de fapt sunt trădători de țară și iarăși organele de abilitate se fac că nici nu au auzit de așa ceva. Pentru destabilizare și propagandă împotriva statului, acestor tovarăși trebuie ridicată cetățenia și pus la pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Pușcării! La pușcărie! Frații la pușcărie! Numai Moldova se admite ca Vlad Țânat, care a fost demis din funcție de prim-ministru pentru corupție, astăzi nu este în pușcărie. De ce tace Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, dacă acești indivizi au încălcat prevederile legii și principiile statului de drept? Toate acțiunile negative realizate de către actuala guvernare, de multă perioadă de timp, au stimulizat mobilizarea noastră și mai eficient. Astfel a fost constituită mișcarea Solidarii Civice, care are drept obiectiv de a consolida tot cetățenii Republicii Moldova, dar în primul rând, veterani de război, în luptă contra corupției, fără de legilor, mafioților și criminalilor de la crimă țării, de a întoarce țara cetățenilor pentru a continua procesul de integrare cu Uniunea Europeană. Noi, veterani de război, care suntem membri mișcării Consolidării Civice, cerem demisia imediată a guvernatorului Băncii Naționale, a procurorului general, a conducerii CNA, a ministrului justiției și a alte demnitari tâlhari. Tragerea răspundere penală a tuturor persoanelor responsabile implicate în procesul de sustragere a miliardelor din banii publici și restituirea imediată a banilor furați. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici pe Piața Mare Naționale. Doar prin unire vom scăpa de mafia de la guvernare și vom întoarce viitorul copiilor noștri. Moldova are viitor! Jos mafia, sus poporul! Concetățeni, din partea
stânga a mea să încearcă, am fost anunțat acum de reprezentanții ai organelor de ordine, să încearcă provocări, să încearcă provocări. Nu vă dedați la aceste provocări. Haideți să fim pașnici, să fim civilizați, așa cum am demonstrat-o de fiecare dată când ne-am adunat la îndemnul Platformei Civice de Unitate și Adevăr. Jos provocatorii! 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 Responsabil de ordine publică, vă rog să aveți grijă de acest segment. Nu le dăm niciun act de violență. Dacă ei ne provoacă, imediat polițiștilor vă rog să-i predați. Provocatorii predați polițiștilor. În continuare, invităm membrii platformice civice, Igor Boțan, care o să ne țină un discurs. Igor Boțan reprezintă pentru noi sursa de adevăr și de inspirație. Igor Boțan. Domnul Igor, vă rugăm foarte mult. Dumneavoastră sunteți adevărul. Bună ziua tuturor! Stimați prieteni, vă îndemn pe toți la calm, să fim raționali. Acum vreau să mă adresez către simpli liberali, stimați liberali, vreau să vă adresez câteva întrebări. Liderii voștri spun că vor miliardul înapoi. De la cine cere conducerea Partidului Liberal miliardul înapoi? Miliardul înapoi, da, dar de la cine cere? De la cei cu care vor să refacă coaliția după alegerile locale? Să spună de la cine? Cine a numit conducerea băncii naționale? Să răspundă liderii liberali. Cum s-a furat miliardul? O altă întrebare. Cine a politizat viața publică și instituțiile publice? Cine a fost arhitectul acestei politizări care a dus la oligarhizare și mafiotizare? Cine l-a numit pe Ion Lupu șef la Mold Silva? Acel care a organizat vânătoarea din pădurea domnească? Cine? Acestea sunt întrebările, dragi liberali, la care trebuie să răspundă liderii voștri astăzi. Уважаемые русскоговорящие сограждане, обращаюсь к вам с ключевым вопросом героя несравненного Федора Михайловича Достоевского. Твари мы дрожащие или право имеем? Мне нравится ответ на этот вопрос великого писателя Евгения Шварца. Мы должны убить дракона, дракона коррупции. Но это мы должны сделать сообща, так как сделал Ланцелот. Потом мы должны убить дракона в наших головах для того, чтобы потом вместе, сообща, организовали нашу нормальную жизнь. Спасибо всем. Вам утюмес. Браво. Suntem atât de mulți, este extraordinar, o forță incomparabil cu vecinii noștri. Domnul Valentin Dolganiuc, o voce aprigă a platformei. Bună dimineața, Republica Moldova, oriunde ai fi! La Bălți sau la Tighina? La Cahul sau Iedineț? La Roma sau Viena?
la Paris sau Berlin, la Dublin sau Londra. Eu știu că suntem peste tot. Atâta demnitate nu am văzut de 25 de ani. Atâta determinare câtă văd aici, alături de dumneavoastră, nu am văzut de 25 de ani. Sunt sigur de victoria noastră. Sunt sigur că vom învinge. Astăzi este ultimul meeting de protest. Astăzi vom înainta un ultimatum întregii clase politice. Astăzi vom separa oligarhia de putere, businessul de politic. Care este termenul ultimatumului? 27 august, Marea Adunare Națională. Atunci când vom pune punctele pe ei, atunci când vom beneficia de o adevărată clasă politică nouă. Pentru aceasta avem nevoie de oameni noi, de politicieni necorupți, de oameni cu verticalitate morală. De aceea ne angajăm să inițiem fondarea unei mișcări politice care să vă reprezinte. O mișcare politică populară. Bravo! Bravo! O mișcare politică populară pentru popor, a poporului și în favoarea poporului. Avem nevoie de oameni corecți, onești, care merită susținerea pentru trecutul lor impecabil și pentru prezentul lor care îl trăiesc cu demnitate. Și avem posibilitatea ca să facem o repetiție generală la alegerile locale. Eu am venit aici astăzi ca să ținem sfat, ca să vă dăm niște îndemnuri. Cum ar trebui să ne comportăm pe data de 14? Cum ar trebui să votăm? Știu că și dumneavoastră aveți aceste întrebări. Și vă să vă prezint punctul de vedere oficial al platformei noastre. Care sunt criteriile? Deci, cine poate fi primar? Doar cel care are un trecut al vieții demn de urmat. Cel care este o persoană respectată pentru faptele sale. Cel care are un comportament moral. Cel care nu s-a înhăitat cu oligarhii, ci tâlharii. Cel care n-a furat proprietăți publice și proprietăți private. Cel care este un bun manager. Cel care vrea ca acea comunitate în care locuiește să se dezvolte. Cel care este un om de omenie. Nu-i mai votați pe cei care v-au furat, pe cei care încearcă să vă cumpere votul ca apoi să vă transforme în robi. Pe cei care se gândesc doar la profituri personale. Pe cei care își bat joc de oameni. Pe cei care au dosare penale. Pe cei care nu-și iubesc localitatea și oamenii săi. Tu decizi, alegătorule. Fii responsabil pentru votul tău. Nu-i mai votați pe cei care nu-și iubesc neamul și țara. Știu că victoria e aproape. Știu că scaunul oligarhilor se clatină. Credeți în victorie și ea va fi. Victorie! 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 Acum vreau să le dau microfon pe Stanislav Ivanița, veteran de război, fermier, satul Corbu, Dondușe. Și fermierii sunt alături de noi. Bună ziua, țară!
Revenim în platoul Orei Expertizii. Discutam aici în platou despre numele care se aud, care se regăsesc prin vocele și sloganele pe care le strigă cei care s-au adunat astăzi în Scoarul Catedralii, care au venit la îndemnul Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Pe lângă acest lucru, ar vrea să discutăm și despre lucrurile care ne mulțumesc pe oameni. Vorbim despre miliardul de euro sau de dolari, vorbim despre lucrurile care se întâmplă în Procuratura Generală, în Ministerul Justiției, în Guvern în general, dar și despre anunțul care a fost făcut de către membrul Platformei Civice Demnitate și Adevăr, Valentin Dolgăniuc, despre intenția de a crea o mișcare politică a acestei platforme. Ce părere aveți? Părerea mea este că, deși platforma s-a declarat una apolitică din start, la un moment dat, ca o finalitate logică a acțiunilor platformei, ar fi crearea unei mișcări politice. Nu sunt sigură că toți membrii fondatori ai platformei vor urma acest curs. Ar putea unii să se retragă, unii se vor regăsi în acest scenariu, nou scenariu politic, dar la un moment dat platforma trebuie să continue, să-și continue activitatea într-o altă formă, deoarece oamenii se întreabă și ce facem mai departe. De fiecare dată platforma este confruntată cu aceeași întrebare. Mai faceți un protest și... Mai faceți încă un protest și cât mai poți să scoți oamenii în stradă? Dar există această reticență față de clasa politică și atunci această, până la urmă, trebuie să înnoți în aceste ape care se numește politică până la urmă. E de bine, e pregătită acum societatea să accepte o platformă social-politică? Sau aceasta este, sau acesta este mersul logic al lucrurilor în orice situație? Există riscul despre care vorbiți. Întrebarea de bază ar fi în ce măsură platforma a reușit să capteze încrederea cetățenilor într-o scară suficient de largă ca să obțină un vot de încredere suficient de mare ca să poată decide anumite lucruri în această societate. Nu știu în ce măsură platforma a reușit să atragă oameni în teritoriu, fiindcă asta este foarte important. În centru, vedem în că există este... oameni și la protestul din 3 mai am văzut și astăzi am văzut că sunt mulți oameni care au venit din centrele raionale, din Telenești, Șolănești, Bricenia, Neninoi, Criuleni și alte raioane. Ba mai mult am văzut că alături de Platforma Civică Demnitate și Adevăr sunt și moldovenii din diaspora. Am văzut imagini din Piața Catalunia din Barcelona. De asemenea, zilele trecute au anunțat și cei și diaspora din Paris, care s-au adunat în Piața Republicii, astăzi și cei din Padova. Suportul care este, pe care îl vedem, este impresionant pentru o platformă care a apărut foarte recent, relativ recent, are 2 luni din februarie, de fapt e lansată 3 luni de existență, însă trebuie să fie, părerea mea este, trebuie să fie niște nuclee foarte bine organizate, concentrate în teritoriu, cu oameni în care oamenii din teritoriu să aibă încredere. Deci ăștia oameni, reprezentanții platformei în teritoriu, trebuie să fie cu verticalitate și trebuie să fie persoane necorupte pentru a putea transmite mesajul platformei nedistorsionat, un mesaj corect în teritoriu. Și atunci să reușească să obțină suportul masiv al populației în teritoriu. Dar de fapt ar trebui să fii foarte atenți platforma odată ce merge sau face pasul acesta de a merge în politică ca să-și aleagă foarte bine membrii, da? Să nu fie compromiși. Că în situația în care măcar un membru va fi compromis în trecut sau va avea un trecut, haideți să spunem, criminal, eu cred că partidele politice sau actuală guvernare va avea grijă să defăimeze și să infiltreze și defăimeze, haideți să spunem, toată platforma din cauza unei persoane. Da? De ce eu zic că este un lucru poate nu rău, dar totul depinde de verticalitatea acestor persoane și de competența celor care accedă în această platformă, celor care vor să se lanseze în politică și vor o anumită schimbare. Pentru că eu sunt de acord și cu colega, foarte mulți cetățeni se întrebau că da, platforma face aceste proteste, organizează proteste și ulterior îi dăm jos pe toți pe cine punem înapoi și cine vine de fapt înapoi. Probabil că asta este mesajul care urma să fie ulterior. Ceea ce privește
Programul care vor avea, iarăși urmează să vină, să vină platforma și să spună societății ce vor să schimbe și în ce domenii vor să se schimbe. Bine, dar ce vor să schimbe și cum vor să schimbe, bine, cum au anunțat ce vor să schimbe, e bine cunoscut. Aceste deziderate erau cuprinse în rezoluțiile pe care le-am văzut și în aprilie și în luna mai. Da, dar și cu cine, se referă cu ce fețe, cu ce oameni? Pentru că schimbarea o face persoana, da? Deci nu pot să vii să declar că vreau să fac aceste schimbări, da? Pentru că rămâne doar la nivel declarativ. Trebuie să identifici persoanele cu care vrei să mergi mai departe, pe care vrei să le pui în anumite funcții care sunt capabile să aducă această schimbare societății. Dar în aceste persoane, societatea trebuie să aibă încredere, pentru că cu regret noi vedem fețe noi în guvernare, da, chiar și actualul prim-ministru și așa mai departe, deci care până la urmă vin în funcții oameni necunoscuți și până la urmă constatăm că sunt anumite nereguli cu trecutul acestor persoane și care nu au făcut nimic. Întotdeauna va exista un filtru. Ar trebui să existe, înainte ca să fie anunțat vreo persoană să se creeze acest grup de inițiativă, înțeleg că spre acolo se merge, într-acolo se merge. Ar trebui să existe, înainte de filtrul media, înainte de filtrul public, înainte ca să fie cunoscută această persoană sau persoane care vor fi înaintate, ar trebui să existe un filtru în interiorul acestor inițiatori? Cred că este foarte greu să elaborezi un asemenea filtru și să-ți dai seama cine urmează să facă parte din această mișcare, care, potrivit lui Dolganiuc, urmează să fie un partid politic, o mișcare politică. Vorba e că omului este caracteristic faptul de a aștepta de a se alege cu un rezultat imediat. Noi vedem că timp de 27 de ani, 25 de ani, schimbările în societate sunt minime. Adică la nivel de conștiință, noi batem pasul pe loc și se mizează foarte mult pe tânăra generație care vin cu studii din alte țări, vine cu altă psihologie, cu alt mod de gândire, alt mod de organizare, de fapt, a vieții publice, ori chiar și acele personale. Domnule Maxim, îmi permiteți, vă rog, în ministere, la guvernare, și în Parlament au ajuns tineri care și-au făcut inclusiv studii peste hotare. Acest lucru însă nu a schimbat cu foarte mult viața de zi a oamenilor simple, a oamenilor de rând. Mai mult s-a schimbat viața lor, a celor care au ajuns în anumite funcții. Eu încerc să rămân optimist și să transmit această dispoziție și telespectatorilor noștri. Aștia au fi fost cei care au fost trimiși la studii de către vechiul regim, în scopul de a-i folosi ulterior, exact așa cum i-au folosit și folosesc acum, într-o dezvoltare fără de legilor lor, promovarea acestor fără de legi într-o cu totul altă formă. La studii au plecat nu doar fiii, ori numai persoanele promovate de partidele de acum 15-20 de ani, pentru că ei și-au pregătit într-un fel cadrele și creând o paravană, cum că și-au fi făcut studiile în peste hotare, în universități cu prestigiu, prestigioase, se reîntorc în țară cu o nouă dorință de schimbare. Cu toate acestea, vreau să cred că în afara acestor persoane care revin în țară, parte mare, rămânând chiar acolo unde își fac studiile, noi avem o serie de cadre didactice de la, cred că, toate universitățile, instituții de învățământ superior și nu doar, cred că și în sate, profesorii noștri sunt o serie de persoane, de profesori care sunt foarte buni cunoscători ai domeniilor pe care le profesează. Fie economie, fie politică, fie socială, fie profesional jurnalist, ca să zic. Și sunt gata să se încadreze într-o structură nouă formată, doar în ideea că ea vine cu intenții
nobile, vine cu scopuri de a face o schimbare pe bune în Republica Moldova. Au fost până acum, să zic, reticenți ori refractari în anumite cazuri față de anumite acțiuni din cadrul mișcărilor politice din Moldova, pentru că nu s-au încadrat la capitolul corupție. Deci li s-a propus bani. Să ne amintim de PLDM când s-a lansat și cum ieșeau echipe întregi de medici, de profesori, de academicieni, fals. Adică i-au luat, i-au plătit, ori le-au dat o funcție într-un fel ca să apară și să șteze imaginea. Deci nu mai merge, cred că, o asemenea formulă de promovare în grupuri după domenii, după branșe, cum ar fi potrivit branșei, pentru că odată anunțat de domnul Dolgăru că această intenție, cred că vor adera de sine stătător o serie de persoane care sunt cunoscute și studenților, sunt cunoscute și în alte cercuri. Domnule Maxim, alături de noi este și Alexandru Zgardean, expert economic. Alexandru, salut, bună ziua, bine te-am găsit. Dar mergem deocamdată în scoarul din piața mare internaționale, după care revenim, sau deocamdată nu? Noi trebuie să dea soluția. Ajunge cât ne-am făcut idol din un politician și am fost în partidele lor și i-am votat și i-am mai făcut și ei ce au făcut? Nu, gata, ajunge. Fiecare dintre noi trebuie să lucreze. Și partidul acela politic sau mai multe partide politice trebuie să vină de la noi, de la fiecare. Nu așa doar să mergem la vot, să lucrăm până la vot fiecare în localitatea lui. Vă rog foarte frumos, ăsta este îndemnul meu. Of, multe aș vrea să vă spun, dar cel mai important este jos hoții! Jos hoții! Fac apel la toată lumea din stradă. Vă rog, aveți grijă de ordinea publică acolo. Mi se pare că telefoanele noastre sunt bruiate, microfoanele sunt bruiate, dar ne descurcăm. Încă o dată fac apel la colegii din stradă. Vă rog să preluați comanda acolo și să fie ordine. Suntem aici pentru un meeting calm și liniștit, în pace. Aici aveți un număr de telefon cu care puteți să faceți legătura în continuare. Pentru că, așa cum a spus doamna Angela, avem foarte mult de lucru vara asta care vine. Trebuie în fiecare localitate să ne creăm câte o platformă civică pentru demnitate și adevăr. În continuare, ofer microfonul lui Vasile Năstase. Deja avem în câteva localități, în mai multe localități, platforme care au aderat la noi. Vasile mai bine știe. Stimați compatrioți, vă mulțumesc fiecărui în parte pentru faptul că ați venit alături de platforma civică Demnitate și Adevăr. Noi astăzi suntem mai mulți. Astăzi, la platforma civică Demnitate și Adevăr, au aderat studenții, au aderat pensionarii, au aderat veteranii războiului de la Nistru, reprezentanții structurilor de forță, au aderat oamenii din blocul Unității Naționale, tinerii, au aderat la platforma civică Demnitate și Adevăr, în ultimul timp, aderă întreaga Republică. Este ultima noastră armă împotriva oligarhiei criminale. Oligarhie criminală compusă din cei aflați la guvernare, din cei aflați în Parlament, Filat, Plahotniuc, Voronin, Gimpu și toți ceilalți. Dodon, Usatăi și toți ceilalți care vor să ne pună în genunchi, care vor să ne distrugă. Noi împreună cu dumneavoastră suntem forța cei mare, și vom demonstra acest lucru. Vă rog foarte mult, până la 27 august, să transmiteți din om în om, din casă în casă, fiecărui cetățean, că ne vom întâlni în Piața Mare Adunării Naționale. Am depus cerere. Această trâncăneală politică, ticăloșită, nu va mai fi acolo, pentru că noi suntem primii și avem dreptul legal să ocupăm piața pe 27 august 2015.
Nici această trâncăneală nu trebuia să aibă loc astăzi, pentru că primăria și Partidul Liberal ne-au promis că astăzi la 12 vor pleca de aici. Însă, în noaptea de 15-6 iunie, la orele 12, lângă sediul Partidului Liberal, s-a întâlnit Plahotniuc cu Chimpu. Ce vrea de fapt statul Palmă Barbăcot, acest pitic ticășit pe care îl cheamă Plahotniuc. El vrea ca noi să nu ne vedem cu dumneavoastră în piață cât suntem de mulți, pentru că lui statul Palmă Barbăcot era teamă de barba lui pe care i-a tăiat-o. Lui Plahotniuc este teamă de mulțime. Dar noi astăzi îi vom arăta ticălosului cât suntem de mulți, pentru că la sfârșitul acestui meeting noi vom face un marș care este absolut legal, legalizat de poliție și de primărie. Să ne vadă ticălosul cât suntem de mulți! Noi, așa cum a spus colegul meu, Valentin Dolgaruc, le acordăm un ultim avertisment, un ultimatum, dacă vreți, până la 27 august, acești căluți să dea afară pe Aldegurin, Chetraru, Ciocani și toate sculele lor tecăloase care ne fură banii și ne fură viața și viitorul. Dacă nu vor face acest lucru, noi pe 27 august le vom demonstra că noi suntem poporul Moldovei, iar ei sunt sugile dumneavoastră ale poporului. Noi suntem poporul. Noi suntem poporul. Vom citi o rezoluție pe care o vom vota aici împreună cu dumneavoastră. După asta vom face acest marș ca să înțeleagă cât este de important ca această forță populară să-i spere și mai mult. Oligarhia criminală a fost druncinată din temelii. Astăzi, Filat și cu Plahotniuc nici măcar nu se află Republica Moldova. Au părăsit-o de frică. Au făcut în pantaloni. Pentru că ăștia sunt niște pitici pe care noi îi vom da jos. La pușcărie! Urmează-vă ce putem ca platforme anul Zachi. După care vom da citire rezoluție. Fraților, lume onestă și curajoasă, în continuarea celor spuse de Vasile, ca să le arătăm că n-au zădărnicit întâlnirea noastră, o să facem un exercițiu scurt care o să arate voința poporului, cea de astăzi. Astăzi noi votăm unanim, recunoscut, prin mâinile noastre sus, pe Vladimir Filat, dușman al poporului. Vladimir Plahotniuc, dușman al poporului! Жегодия комуниста Рошии Владимир Воронин, душмана поборолый! Noi, poporul, prin voința aceasta mare, nu prin sculele lor de la CNA, CNI, procuratură, îi votăm, îi declarăm în afara legii. Iar procuratura, CNA, CNI, dacă vor să fie complice ai lor, să rămână, dacă nu, să demisioneze sau să alăture poporului. Poliția e cu noi, vrem toate organele de forță să fie cu noi. Noi suntem poporul. Jos, trădătorii! Va fi cuvântul nostru final.
dacă până atunci nu vor ajunge acolo. Dați-mi voi acum să anunț citirea declarației. Pardon. Cer iertare. Am vrut că să grăbim un pic, că lumea a cam obosit. Andrei Năstase are cuvântul. Vocea cea mai puternică, probabil. Bravo! 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 Să știți că contăm pe sprijinul cetățenilor. De aici avem și curaj. Cel mai curajos avocat! Bravo! Sunt om, sunt cetățean și apoi avocat. În ultima perioadă de timp, platforma civică a fost atacată mișelește, a fost atacată grav. S-a atacat persoane. Mă cunoașteți de viață. Mă cunoaște... Toți suntem 15 oameni, am pornit această platformă și suntem uniți până astăzi. De președinte a țării, fără niciun fel de rezervă. Oricine dintre noi ar fi mai bun decât Timofte. Oricine dintre voi ar fi mai bun decât Timofte. Oricine dintre voi este mai bun decât Timofte. Oricine dintre voi îl poate înlocui pe oricine care ne fură astăzi. Pe Candu, pe Plahotniuc, pe Filat. Pe toate aceste scursuri am ajuns de râsul lumii. Ne râde lumea. Scrie New York Times, suntem pe primele locuri. Cei mai hoți în lume. N-am furat în viața mea un leu. N-am luat în viața mea mită un leu. Am fost procuror. Am putut să fac exact cum fac canalele de astăzi. Dar port rușinea că trăiesc în Republica Moldova. De ce? Pentru o canale ca Plahotniuc ne-a pașizit țara, ne-a profanat-o, ne-a făcut-o cunoscut în lume ca cea mai hoață. Țara noastră nu este hoață. Sunt hoți canalele de Filat, Plahotniuc, Voronin, Ghimpu, Dodon și tot felul de usat îi primiști de Kremlin astăzi. Știți foarte bine, în ultima perioadă mi-am făcut acest discurs. Bravo! 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 Vă mulțumesc! Este
Este foarte greu să mai vorbesc după colegii mei care sunt atât de consistenți. Dar mi-a făcut acest discurs închegat din mesajele pe care au venit de pe toate colțurile Republicii. Am făcut eu niște calcule. Pe parcursul a 3 ani, 5 ani de zile, 3 miliarde de dolari s-au furat din cazneaua statului. 3 miliarde de dolari ar însemna împărțit la fiecare sat din Republica Moldova sau comună sau primărie, ar însemna câte 3 milioane de dolari. Imaginați-vă că ați venit de la Telenești, Bundesen, imaginați-vă că în satul vostru 3 milioane de dolari ar fi fost investiți. Ați avut acolo drumuri, ați avut acolo civilizație, n-ați avut WC-uri în grădini, ați avut totul ca într-o țară civilizată, ca într-o elveție. De ce nu se poate aici? Pentru că aici există hoți, pentru că aici instituțiile statului lucrează pentru hoți, nu pentru popor. Pentru că aici ne fură viitorul. Aceleași 3 miliarde, ar fi ajuns pentru toate drumurile din Republica Moldova să fie asfaltate. Toate, fără excepție. Aceleași 3 miliarde ar fi fost suficiente pentru a dezvolta un sistem de irigare perfect în Republica Moldova, astfel încât atunci când Dumnezeu vrea să ne pedepsească pentru râia pe care ne-a ocupat țara, să avem totuși apă, să nu avem secetă, să nu simțim consecințele unei secete. N-am să trec mai în revistă tot ce s-a putut face cu asemenea bani furați de o canale Plahotniuc, secundat de câteva scule de ale sale. Voronin, Filat, Gimpu, Dodon, Drăguțanu, Gurin, Timofti, toate aceste scule lucrează împotriva țării, lucrează împotriva voastră și a mea, împotriva mamei mele care are 1000 de lei pe lună. Cum ar trăi mama mea dacă n-ar avea 2 copii ca noi, care să ne parfuzească numele o canale de Gimpu? Cum ar trăi mama mea? N-am să fiu prea lung, dar în ultima perioadă de timp, după ce am făcut acest gol, v-am mai supus încă la un jaf. Știți foarte bine, reprezentanții agenților economici, fiscul vine peste voi, vă face amenzi drepte și nedrepte. Poliția, organele de drept vin peste voi pentru a vă acumula din amenzi și din impozite. Golul pe care l-a furat Plahotniuc, Filat, Gimpu, Voronin și Dodon. Iarăși să mai plătim încă o dată după ce ne-am furat odată. Astăzi, aceste miliarde sunt folosite pentru traiul lor confortabil prin străinătăți, pentru avioane, pentru mașini blindate. Eu sunt aici, fratele meu este aici care nu are mașini blindate și nu are vest anticlos pe el. Nu avem ce l-am avea, mergem liber pe stradă. Ei umblu cu pază. Noi nu avem nevoie de pază pentru că paza noastră este Dumnezeu și voi. De ce se întâmplă așa? Se întâmplă pentru că avem o opoziție parlamentară rușinoasă. Ea este, luați-o între ghilimele, aceasta nu este opoziție. Aceasta este o scursură. Îmi pare rău pentru liberali, mai repet încă o dată, sunt oameni ca și noi. Din păcate au un lider criminal care ne-a trădat copiii noștri și viitorul nostru. Se întâlnește pe ascuns cu tot felul de canale ca Plahotniuc. Nu se poate așa ceva. Mai Iuda decât Iuda, doar Gimpul poate fi. După mitingul de protest din 3 mai, sub presiunea străzii și a instituțiilor internaționale, știți foarte bine, în mod banditesc a fost publicat acel raport Kroll. Acest raport Kroll trebuia să dea startul unor urmăriri penale împotriva lui Plahotniuc, Filat, Dodon, Gimpu, Timofti, Drăguțanu, Gurin, Chetraru. Toți ăștia se fac complici la furtul secolului. Ce s-a întâmplat însă? Ne-au făcut un circ în Parlament. Ne-au făcut circul. Plahotniuc, Nașul, Candu, Finu, Aconschi, Nașa. Nu vă pare că e prea mult pentru o țară de asta? Ca un clan mafiotic, un clan criminal.
фашизатский виторул, ну это пронутку. Плохотнюк на пушкарие! Плохотнюк на пушкарие! Am să vă spun din mesajele oamenilor, de ce ne se întâmplă așa? Pentru că Plahotniuc, Filat, Ghimpu a pus bazele capturării definitive a instituțiilor de drept prin partajarea lor politică. E adevărat sau nu? Pentru că procurorul general Gurin, instalat politic de Plahotniuc, Filat și tacit de Voronin, îl servește pe păpușar și îi șantajează compliții lui la marele furt. E adevărat sau nu? Pentru că Chetraru, fiul altui Chetraru, membru al Partidului Democrat, instalat de Plahotniuc, Filat, Ghimpu, îl servește pe păpușar și pe Ghimpe și scoase dosare contrabandistului. E adevărat sau nu? Pentru că chiar șeful Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, cel care a fost cesionat, împrumutat, nu știu cum să mai spun, de Ghimpu, lui Plahotniuc, servește pe păpușar și pe Ghimpu și fură miliardele. Este adevărat sau nu? Pentru că un simplu președinte, Timofti, creatura lui Filat, Plahotniuc și Dodon, este o rață mută. Este adevărat sau nu? Toți aceștia, astăzi, dacă am fi avut un DNA doar, ar fi stat la pușcărie. La pușcărie! 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 Observăm așadar că întreaga clasă politică este putredă și șantajabilă. Este șantajată de un fost proxenet. Un fost proxenet care ne pașizește țara. Nu vreau să-mi fie țara condusă de un proxenet, pentru că noi nu suntem prostituate. Suntem cetățenii acestei țări. Că se află la guvernare, că astăzi se află în așa zisă opoziție, trebuie să plece. Iar în locul ei să vină cei pe care îi veți delega voi pe baza calităților și profesionalismului și a integrității. Platforma civică, demnitate și adevăr, va continua consolidarea societății de pe această platformă pe care o vrem a cetățenilor, nu a polițienilor, a cetățenilor. O vom consolida și în continuare și vom rămâne întotdeauna alături de cetățeni să veghem ca asemenea catastrofe, asemenea fenomene, genocid împotriva poporului Republicii Moldova să nu se mai întâmple niciodată. Niciodată! 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 Vrem țara înapoi! 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 Având în vedere condițiile în care astăzi am vrut să vă spunem mult mai multe. Au fost invitați specialiști, au fost invitați reprezentanții minorităților naționale, au fost invitate mult mai multe lume, dar nu ne permit condițiile să continuăm. De asta o să vă rugăm să încercăm să fim atenți la o rezoluție pe care va fi supusă votului, iar după asta organizatorii vă vor spune cum ar trebui să procedăm astfel încât să demonstrăm o dată în plus că noi suntem civilizați, că noi suntem cuminți, că noi suntem pașnici, că noi suntem cetățenii acestei țări, nu-i așa? Până la această oră n-a fost raportat niciun caz de încălcare a ordinii publice. Mă bucur pentru aceasta și fac apel încă o dată la colegii noștri foști angajați ai instituțiilor de drept, participanți la război pentru apărare patriei, care și-au asumat responsabilitatea pentru ordinea publică. Fiți atenți să nu se întâmple nimic și în continuare. Acum vă rog, Nicolae Josanu și Inga Grigoriu.
Dragii noștri, bună ziua! Îmi pare foarte rău. Am avut un dram de încredere în colegii ăștia mei. Uitați-vă, au rămas 200 de susținători și cum zboară, din păcate, așa zboară. Să vedeți, noi o să ne ducem în marș și ies o înceteze. Încă un semn că lucrează pentru diavol. Îmi pare foarte rău că acel... Sincer, îmi pare rău. Eu, Nicolae Josan, am fost pe list. Acum nu mai sunt. Îmi pare foarte rău. Dar știți ce îmi pare rău? Stă acel cineva și-și freacă mâinile. Aha, moldovane, aha. Asta îmi pare rău. Asta îmi pare rău că nu înțeleg. Dorin Chirtoacă, nu știi psihologia, măcar dacă... Și-a făcut un deserviciu. Acum, să vă citim rezoluția. Rezoluția mitingului de protest al Platformei Civice Demnitate și Adevăr împotriva guvernării corupte. Noi, participanții la mitingul de protest împotriva guvernării corupte, adoptăm următoarea rezoluție. Constatând că ampla acțiune de protest din 3 mai, anul curent, a avut drept impact major publicarea investigației secretizate pentru populație a companiei Kroll privind jaful secolului din Republica Moldova. Constatăm că audierile parlamentare ulterioare au confirmat că instituțiile de drept și cele de reglementare în sistemul bancar financiar doar au monitorizat, în ghilimele, inofensiv crimele comise de-a lungul anilor, informând factorii supremi și politici de decizie din țară despre aceasta, fără să întreprindă măsuri necesare în vederea combaterii lor. Mai mult, guvernarea coruptă mimează permanent lupta împotriva corupției care sufocă societatea și nu permite dezvoltarea țării, iar reforma instituțiilor de drept practic este blocată. Principiile unui stat de drept sunt totalmente ignorate, legalitatea existind doar pe hârtie. Constatând că următorul punct, lipsa voinței politice a factorilor supremi de decizie și politici induc concluzia că aceștia au fost complici sau chiar designerii beneficiari ai jafului secolului, paralizând activitatea organelor competente din cauza aservirilor ilegale prin intermediul partajării politice a funcțiilor de interes public deosebit. Urmarea jafului secolului, credibilitatea internațională a autorităților publice din Republica Moldova a fost distrusă iremediabil până la schimbarea guvernării corupte, fapt ce face imposibil suportul financiar internațional pentru Republica Moldova, care intră în recesiune economică, anume din cauza miliardelor furate. În aceste circunstanțe cerem... În aceste circunstanțe cerem demisia factorilor de decizie responsabili pentru jaful secolului din funcțiile publice deținute. Corneliu Gurin, procuror general, Viorel Chetraru, director CNA, Dorin Grăguțanu, guvernatorul Băncii Naționale, Adrian Candu, ex-ministru al economiei, președinte al Parlamentului și înlocuire imediată acestora în baza criteriilor profesionale și integrate. Cerem investigarea internațională a jafului secolului în vederea pisterii și recuperării banilor furați, identificarea făptașilor și a beneficiarilor reali, pedepsirea acestora. Cerem demisia politicienilor care au inițiat și amplificat partajarea ilegală a instituțiilor de drept și de reglementare. Vladimir Voronin, Vladimir Plahătniuc, Vladimir Filat, Valai Lupu, Igor Dodon, Mihai Gimpu. Demisia! Demisia! Distrug statul,
servesc interesele personale ale oligarhilor de la putere. Mihai Paleluc, șeful CSJ. Emisia! Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Chișinău. Demisia! Victor Pincu, președintele CSM. Demisia! Demisia! Șef instanțelor de judecată din sectoarele capitale, Anatol Doncea, președintele CNI. Demisia! Demisia! Mircea Croitoru, președinte CSP. Demisia! Roșuoru, Virica Cărare, șefa Consiliului Concurenței. Tudor Balinski, demisia! Șeful serviciului Vamal. Dino Ciocan, președinte CCA. Demisia! Demisia! Iurie Ciocan, Igor Țurcan. Demisia tuturor celor care au captat instituțiile de drept. Demisia hoților la pachet. Demisie! Demisia! 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 Către reprezentanții partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să condiționeze reluarea finanțării și creditării Republicii Moldova doar de restabilirea de restabilirea credibilității organelor competente după eliminarea elementelor corupte, înlăturarea influenței politice asupra organelor ce urmează să ancheteze jaful secolului. Altminteri, jefuirea țării și ajutoarelor externe va continua. Către conducerea familiilor politici europene să ia în considerare riscurile de imagine pentru acestea din cauza cooperării și suportului acordat unor lideri corupți ai partidelor moldovenești afiliate acestor familii. Către instituțiile internaționale de medie și monitorizare și monitorizeze modul în care sunt îndeplinite revendicările protestatarilor, dar și acțiunile de obstrucționare a societății civile de către autorități și demersurile acestora de organizare a acțiunilor pașnice de protest. Îndemnăm în continuare cetățenii Republicii Moldova, indiferent de apartenență la diverse grupuri sociale, să manifeste tenacitate, perseverență și mobilizare în vederea debarasării și de guvernarea coruptă și revenirea societății la normalitate. Încurajăm edificarea unor forțe politice populare capabile să redreseze situația de pe eșichierul politic, astfel încât electoratul Moldovei să beneficieze de alegerile parlamentare de o alternativă politică viabilă și credibilă. Salutăm în continuare constituirea Comitetului pentru pregătirea și desfășurarea Marii Adunări Naționale din 27 august curent, format din grupul de inițiativă al Platformei Civice, Demnitate și Adevăr și a reprezentanților entităților sociale, în urma consultărilor cu reprezentanții acestora. Adresăm actualei puteri un ultim avertisment, atât din partea protestatarilor din Republica Moldova, cât și a celor din diasporă, să înceteze imediat mimarea îndeplinirii revendicărilor din 5 aprilie 3 mai 2015 și a celor din prezenta rezoluție, astfel încât până la Marea Adunare Națională din 27 august 2015 acestea să fie realizate în totalitate. Atenționăm actuala guvernare că în cazul în care revendicările protestatarilor nu vor fi îndeplinite, ne rezervăm dreptul de a organiza după 27 august 2015 acțiuni de protest pașnice cu caracter permanent. Semnat Platforma Civică Demnitate și Adevăr, Chișinău, 7 iunie 2015. Nu sunt toți care susțin această rezoluție.
Revoluție. Votat, votat în piața Marii Adunări Naționale, 7 iunie 2015. Păstrați mâinile sus, păstrați mâinile sus să numărăm, să avem o cifră exactă. Da, dacă suntem să numărăm, da. Cine este împotrivă? Nici liberale nu sunt împotrivă. Bravo! Stimați concetățeni, la această rezoluție a venit o propunere de la dumneavoastră să cerem Parlamentului să-și scoată imunitatea deputaților și a judecătorilor, pentru că ei trebuie să fie egali cu noi. Vom atinge această propunere aici. Am primit un telefon de la Soroca în care am fost anunțat că oamenii de acolo sunt cu inimile cu noi, dar au fost opriți, blocați de poliție pe drum și nu au putut să ajungă. Probabil că asemenea cazuri au mai fost și în alte părți. Vom lua măsurile de rigoare, vom face presiune asupra poliției ca altădată să nu mai intervină asupra oamenilor paștici. Stimați concetățeni, mitingul nostru de protest împotriva guvernării criminale aici se încheie și începem un marș de protest, așa cum a fost el proiectat de noi și aprobat de către primărie și de forțele de ordine. Acest marș va începe de aici, de la Arcul de Triunf, acolo în frunte, unde vor fi combatanții și tinerii, împreună cu drapelele Uniunii Europene și ale Republicii Moldova, și vom merge spre Centrul Național Anticorupție, acolo unde se află cuibul bandiților, acolo unde se află cei care îi păzesc pe ei. Vom merge în acest marș pentru a... Iar cei ne adresăm totodată și membrilor simpli ai Partidului Liberal să vină împreună cu noi, iar pe acea scenă acolo să rămână Ghimpu și Chirtoacă. Marșul nostru este marșul dreptății. Acum, domnilor ofițeri, acei care sunt responsabili de monitorizarea paștică acestei manifestații, vă rog să ocupați locul conform deciziilor anterioare. Mergem în față noi, veteranii. Ministru, foști angajați ai instituțiilor de drept. Vă rugăm să păstrați această alee cu drapele în față. Și vă mulțumim tuturor. Doamnelor și domnilor, în câteva minute doar oamenii care s-au adunat în Piața Marii Adunării Naționale, lângă Scoarul Catedralei, lângă Arcul de Triunf, se vor organiza împreună cu membrii și organizatorii Platformei Civice Demnitate și Adevăr într-un marș. Acest marș o să aibă loc pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Ismail, Piața Dmitrie Cantemir și pe traseul înapoi. O să transmitem și noi acest marș în direct. O să luăm acum o scurtă pauză de publicitate și în scurt timp vom reveni cu transmisiunea în direct și cu noi comentarii. Stați aproape!